reclamat. E zero de ieri. Și ceva, și nu ceva. E adevărat că e de la mine, dar nu de ieri. E adevărat că... Ieri era ud aici, am filmat eu. Iată, cum te cheamă pe tine? Nu contează. Păi ca să spun cum am... Stai, hai că vorbim... Nu trebuie să vorbim, trebuie să... Alu, domnul. Renunț la afacerea asta. Ca să spun o chestie, ca să știu cum mă adresez. Zi-mi cum vrei. Poți să-mi zici bă, poți să-mi zici domnule dacă ești civilizat. Domnule, cum? Domnule și gata. Bine domnule, am dat domnul, spune. Încalci legea. Pui viața și sănătatea oamenilor în pericol. Deci atenție. Încalc legea știu. Dacă vorbesc de viața oamenilor și asta, nu mai niciun motiv. Nu încalc. Nu porți mască, ieri luai brânza cu mâna goală, n-ai trecut niciun test laborator cu brânza aceea, deci cum n-am dreptate? Dacă am dreptate, poți să ai acolo salmonelă și orice altă boală transmisibilă, digestivă și de care vrei. Hai să-ți explic cineva ceva. Acum vreo câțiva ani de zile, am auzit la televizor, se punea problema la cei care aduc de la țară miei și așa mai departe în portbagaj. Și ce a spus doctorul de GSV și a spus, cine plătește, hotărăște. Cine plătește, hotărăște. Eu n-am voie să vând pe domeniul public, da. Pentru asta mai am primit pedeapsă, o să-mi primesc. Dar dacă ăla vrea să cumpere brânză la mine, ce ai tu cu el? Tu crezi că oblig pe cineva? Nu, dumneata n-ai voie pentru că legea interzice. Oare de ce interzice legea? Pentru că e periculos pentru sănătatea publică. Dacă nu pornești chiar acum să pleci, mai sună o dată la poliție. Sună, domnule. Sună, atunci ce am mai făcut? N-am voie să stau aici? N-am voie să stau aici sau ce vrei să spui? Cu brânză? Ce unde vezi cu brânză? Ok, o să verifice poliția. O să verifice poliția. Iar în pantalon, n-am nimic? O să verifice poliția, eu nu o să percheziționez. Corect, verifică poliția. Altceva bun în viață l-ai de făcut. Am și alte chestii, dar deocamdată asta e prioritar. Deci, te-ai interesat tu dacă alegi pe ceilalți de din ce trăiești? Asta e treaba mea. Dar de ce e treaba ta? Din ce trăiești dacă alegi pe deocamdată vorbim de dumneata, care încalci legea și pui viața oamenilor în pericol. O să îndrepți tu lumea asta? Încerc. Eu măcar încerc. Încearcă. Eu măcar încerc. Sună, să vedem ce o să faci dacă sună. Ce o să rezolvi dacă sună. O să vină poliția și poate o să-ți mai aplici o amendă. Și când o să vină, nu o să mă găsească. Care e problema? Nu o să vină problema. O să aibă imaginile video de la mine și o să te amendeze fără să te găsească. Să vedem ce imagini video de la tine. Ia uite, imagini video de aici. Da? Martor. Dacă nu o să te amendeze, o să scriu o plângere penală și o să răspundă poliția și așa, primarul Ciucu dă afară 100 de polițiști pentru că s-a gramat din poliția locală din sectorul 6. O să-i dea și pe ăștia care rămân, că sunt probabil corupți. Nu faci tu o plângere penală, păi eu sunt penalist, eu sunt infractor. De ce sunt infractor? Pentru că încalci legea. Deci asta e contravenție, nu e infracțiune. O să plătești amendă, da. Asta e altceva. Măi, nu cu penal, cu nu știu ce, cu nu știu cum. Cred că ți-e saură cu binele. Altceva nu știu decât dai telefon la... O să stai aici lângă mine și o să vină 20 de aici care o să certe. Că nu-i lași să-și facă treaba. Eu aduc marfă bună la oameni, nu eu o trăvesc. Dar trebuie să fie unul care... La doctor ai fost? Acum vin de la doctor, am certificat că sunt sănătos. Vezi că ți-a greșit tratamentul. Vezi că ți-a greșit tratamentul, domnul. Dumneata ești expert în toate, sigur că da, și în epidemiologie, și în sănătate publică, și în sănătate mentală, ești expert. Doar că nu știi să parchezi ca lumea, nu știi să numeri pe trotuar, nu știi să porți centura, nu știi să ai niște mănuși când pui brânza. Dau socoteală organul reabilitat. Sunt oameni care să-mi verifice mie mașina, să verifice dacă circul corect. Nu ești în măsură să spui mie bune parchez. Cine îți dă ție dreptul ăsta? O să decide poliția. Dacă nu crezi că mă torturezi pe mine? Da. Să spui mie unde parchez, eu e treaba mea. 112, sună la poliție pentru că te torturez. E treaba mea unde parchez mașina, nu e treaba ta. Nu e adevărat, că dai peste mine, dai peste oameni. Nu, dar vezi de treabă, că n-ai tu fericirea asta, vezi de treabă. Da, așa zici, mi-a până când o să dai peste mine, pentru că erai ocupat cu... Dacă dau răspuns penal, nu răspuns cu locul meu. Erai ocupat cu brânza. Nu răspunzi tu în locul meu. Da? E lege care să mă tragă la răspundere. Răspunzi tu dacă fac un accident? Găsește-ți o muncă serioasă, apucă-te de muncă. Asta e cea mai serioasă muncă. Fă-ți o familie, angajează-te. Nu-i treaba dumneitale dacă am familie, dacă s-a angajat sau nu. Treaba dumneitale e să nu încalci legea. De data asta ești dumneata vinovatul că încalci. Du-te la muncă, că mâine pe mine n-ai nici ce să trăiești, că o să ieși la pensie. Și n-ai nici ce să trăiești. O să ieși și o să vând brânză ca dumneata, dacă se legalizează până atunci. Dacă alegi pe stradă toată ziua. Și noaptea e mult pe stradă. Iată de serioasă, copiii de vârsta ta au serviciu, au ce le trebuie. Câte poliție? Câte poliție? Vezi-ți de treaba ta. Vezi-ți de treaba ta. Nu m-am umblat creanga, ca musca fără cap. Că nu respectă lumea legea. Respecti tu legea. Ei, Doamne, 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 multă minte mă mai trebuie, frate. Șoferul de autobuz vorbește la telefon. Dar pe partea aceea am văzut că trece o mașină de poliție și vrea să vină încoace, să văd dacă o pot opri. Vă rog frumos, e un om care vinde brânză aici, încerc să sun la poliția locală, nu răspunde nimeni, poate interveniți noastră. Uite aici, vinde brânză în stradă. Vă rog. Dar de ce nu purtați centuri și măști niciunul? Da, nu trebuie să ne schimbați pe care problemă. Da. Avem un timp. A, acum ați pornit girofarul, ok. O zi frumoasă. Dar auziți că revin. Moșulic a plecat cu brânza. Bun. Așa. O să-l educ eu până la urmă. Am răbdare să vin aici în fiecare zi. Nu vrei să-i aștepți, că auzi că revin Acuș. Bă, nu te duci de aici. Ai făcut, mi-ai spus, pleacă, frate, mi-ai zis danetele. Am plecat ieri, odată cu dumneata, și ai revenit. Alo, domnul. Și ai revenit. Cum vreau eu și fac ce vreau, tu faci ce vrei tu. Pe răspunderea dumitale. Eu vreau să anunț poliția, pentru că încalci legea. Băi, ce treabă ai? Ce discuție ai tu cu mine? Pentru că încalci legea. E treaba ta? Cine ești tu? E treaba mea, da. Du-te, frate, și cu reclamă. Du-te și reclamă. Sănătatea publică o pui în pericol. Du-te și reclamă, băi, fraiere. E treaba ta ce faci cu aici. Du-te și reclamă, ai dreptul să reclamă, nu? Nu să faci mie observații. Nesimțitule, impertinentule ce ești. Cu ce tot îmi faci mie observații? Cine ești tu să faci mie observații? Cine ești tu să faci mie observații? Ai venit, ai făcut, ai filmat, ai plecat. Nu mai intrați discuții cu mine, auzit? N-ai dreptul ăsta. Nu e simțitul ăsta. Halal poliție dacă nu răspunde la telefon, nici secția 25, nici poliția locală sector 6 de la Orchidei, nici poliția locală București. La una îți pornește faxul, la alta îmi spune că e ocupat, la alta sună și nu răspunde. Cum să nu se întâmple ilegalități în orașul în care poliția locală nu există, dar e plătită cu milioane din bugetul public? Se întâmplă fel de fel de ilegalități. Inclusiv șoferii responsabili care merg fără centură, probabil fără ITP, pe trotuar. Sper să nu dea nici peste mine, nici peste alți oameni. Că el nu-și pune centura, care are operație.